ce se întâmplă în ultima perioadă, România devine o dictatură guvernamentală. Guvernul alocă totul din fondul de rezervă. E pentru prima dată, după Revoluție, când nu avem rectificare bugetară. Și avem aproape 25 de miliarde de lei alocați din PIX de domnul Ciolacu, din fondul de rezervă. Spre comparație, în 2021 au fost 4,6 miliarde. Și în 2021 am avut pandemie. Adică existau motive să aloci din fondul de rezervă. În 2022, 3,6 miliarde. Acum, deși anul nu s-a terminat, am ajuns la 25 de miliarde. Cele două rectificări care ar fi trebuit făcute nu s-au făcut, nici măcar una. Ce se întâmpla dacă se făceau rectificări ar fi putut fi verificate de Banca Națională, de Consiliul Fiscal. Acum, în lipsa unei rectificări, guvernul face transferuri din fonduri de rezervă, practic discreționar, după cum dorește, fără absolut niciun fel de control. Nu există criterii, nu există nimic în spatele acestor alocări. Ca exemplu, mi-am și notat aici, în ședința de guvern de joi 23 noiembrie, au fost alocate într-o ședință 13,6 miliarde de lei din fondul de rezervă. Cred că cât au fost alocați în ultimii 4 ani. Așa funcționează statul român astăzi. Cum de s-a putut așa ceva? Și-au dat ordonanțe de urgență singuri ca să nu li se mai aplice. Codul fiscal, legea responsabilității fiscal-bugetare, legea finanțelor publice. Cine poate să atace ordonanțele de urgență? Avocatul poporului. Noi nu putem. Ce face avocatul poporului? Ori doarme, ori s-a transformat în avocatul lui Ciolacu. Pentru că în momentul în care ai asemenea ordonanță de urgență care de fapt schimbă ordinea constituțională și avocatul poporului nu are nicio reacție, probabil doarme, dar un somn dulce, prelungit, sperăm să se trezească.